Revenim la subiectul dimineții. Armata israeliană a intrat în spitalul Al-Shifa, unde desfășoară o operațiune precisă și țintită. Israelienii susțin că au dovezi că în spital au fost ținuți și ostatici. Tancurile au trecut și au intrat în complexul spitalului Al-Shifa, iar în curtea acestuia au avut loc schimburi de focuri, potrivit CNN. Cu ultimele detalii sau explicații vine Miroslav Tașcu-Stavre, expert în politică externă. Operațiunea punctuală, nu, de eliminare a Hamasului, declarată de premierul Netanyahu, este în continuă desfășurare și s-ar putea să fie una decisivă pentru a pune până la urmă capăt acestui conflict care ține de mai bine de o lună de zile. Cumva paradoxal, dacă ofensiva israeliană reușește, dacă ostatecii vor fi identificați și eliberați, și dacă membrii organizației teroriste Hamas vor fi capturați sau lichidați, asta va putea să facă ca în continuare procesul de temporizare, dacă vreți, al extinderii conflictului într-o primă fază, dar în a doua fază și pentru a rezolva problema populației palestiniene care fuge, nu, din calea conflictului, să fie rezolvată. Avem informații, chiar Departamentul de Stat, vedeam, trimitea un comunicat în cursul zilei de ieri, că există informații credibile că acolo, în spital, și nu doar în spital, în școli, organizația Hamas de acolo lansau atacuri, acolo se află ostateci reținuți. Deci cumva toate aceste bănuieli pe care armata israeliană, serviciile de securitate le aveau, par a se confirma.